Începând de luni, 12 decembrie, timp de 2 săptămâni, 8.000 de cadouri sunt împărțite copiilor defavorizați din județele Suceava, Botoșani și Neamț, ca urmare a colaborării dintre Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Fundația Teams for You din Marea Britanie și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Fundația Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie. Extinzând colaborarea intensă din acest an pentru sprijinirea refugiaților ucraineni, prin centrul USV de consiliere a refugiaților, coordonat de profesor universitar dr. Mihai Dimian, cele trei instituții au inițiat o acțiune internațională, prin care copiii din Marea Britanie au pregătit cutii de cadouri pentru copiii din România, pachete conținând diverse produse precum haine, alimente și jucării. Echipa de voluntari din Marea Britanie, coordonată de Simon Cook, împreună cu studenți din cadrul USV, coordonați de lector universitar dr. Lucian Pășcuț, având și sprijinul logistic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, reprezentată de arhimandritul Justin Tănase, participă în această săptămână la distribuirea de pachete către 4.000 de copii ce provin din familii fără posibilități financiare, copii orfani sau cu dizabilități, aflați în diferite centre specializate, sperând să le aducă o bucurie în plus în preajma sărbătorilor de iarnă. USV menționează și sprijinul voluntar acordat de Nelu Rotorescu și Daniel Boariu pentru asigurarea transportului regional al donațiilor. Acțiunile vor continua și pe parcursul săptămânii viitoare pentru a răspândi o rază de speranță în rândul altor 4.000 de copii din județele Suceava, Botoșani și Neamț.